surpriză pentru David. Haideți să vă arăt ce surpriză o să-i fac lui David astăzi. Pentru că afară este foarte, foarte cald, m-am gândit să facem un joc. David, vino puțin, te rog, am o surpriză pentru tine. Erai în magazie pe treabă. Ține, te rog, bâta asta. O să facem un joc. Haide, mergi, te rog, înainte. Ideea este în felul următor. Pentru că afară este foarte cald, da? Și am decis să ne jucăm ceva. Ce avem? Ce avem noi acolo? Baloane pe care tu va trebui să le spargi cu acel băț. Hai, ești pregătit? Stai, dar la care pornești? Din ce parte pornești? Da? Din partea asta, mai bine din partea aia, la vedere. Hai! Ce? Da, și în ele au apă. Și ce mai? Apă, doar atât apă. Trebuie să mai găsim baloane. Trebuie să mai e un joc foarte distractiv, dar trebuie să ai baloane. Joaca cu mai multe baloane de data aceasta. Toate baloanele sunt umplute cu apă și legate pe această sfoară. Sunt 6 baloane și vom vedea în cât timp reușește domnul David să le spargă. La 1, 2, 3 și începe. Ești pregătit? Hai, 1, 2, 3 și... Merge, trebuie să dai mai tare, trebuie să dai chiar pe acolo, cu aia. Trebuie să dai mai tare. Da, trebuie să dai cu capătul. Capătul ăsta? Nu, cu ăla al altul. Asta? Da. Cu sârmele alea, hai, dă-i. Dă-i mă, ca lumea cu tăi. Tare! Așa să reglăm asta.